ați venit. Suntem onorați să vă avem în mijlocul nostru. Cu aceste daruri de preț sau neprețuite, am putea să le spunem. Vă mulțumim, domnule colonel președinte al Asociației Frontiera Galățeană Videl Vădărău, pentru darurile alese cu care ați venit astăzi la noi. Și vă asigurăm că vom fi de acum încolo soli ai unirii, ai făuritorilor de neam și de istorie și vom aprecia valorile pe care ni le-ați adus în școală astăzi. Să știți că este o plăcere pentru noi, Asociația Frontiera Galățeană, să ne aflăm astăzi aici. Noi construim aceste pasuri reliefuri în ideea de a dezvolta sentimentele patriotice, pentru că, știți, în ziua de azi se vorbește foarte mult, dar se face puțin. Suntem o asociație care construim efectiv, adică realizăm ceva concret. Am pornit de la semne de frontieră în miniatură, semnele de frontieră sau stâlpii de frontieră sunt cei de pe graniță, și atunci îi construim în miniatură. Am făcut statuete prin sculptori remarcați, nu prin amatori. Iar aceste basoreliefuri sunt construite prin intermediul Liceului de Artă Dimitrie Cuc din Galați, domnul profesor Mugur Vâneceanu, care este șeful Caterei de Artă din cadrul Liceului de Artă Dimitrie Cuc din Galați. Și aici avem și un domn profesor, el este îmbrăcat în dac, vedeți acolo, dar să știți că e profesor. Și l-a realizat pe Avram Beancu, o să-l vedeți. Pentru că la un moment dat chiar aveam nevoie de mai multe piese și trebuia să apelăm la mai mulți sculptori. Dar plăcea ca să vină și alți artiști plastici alături de noi și să lucreze pe bani puțini sau chiar, dacă vreți, cum facem noi, să punem bani de buzunar și să construim astfel de lucruri. Pentru că asta înseamnă să faci ceva pentru țară. Sper că prin gestul nostru, copiii vor aprecia, toate generațiile de copii care vor trece pragul acestei instituții de învățământ, vor aprecia aceste lucrări și să știți că în timp vor căpăta valoare. Și sunt valoroase pentru noi. Da, sper. Și acum să vă spun pe scurt, asociația noastră este o asociație non-guvernamentală, apolitică și non-profit. Deci noi nu obținem nimic din asta, nu avem niciun profit, dar avem satisfacția că realizăm niște lucruri frumoase și sunt apreciate. Dovadă că doamna director ne-a solicitat ca să venim cu câteva băsurile și am adus chiar 11. Aici avem un risoc de donații, așa i-am spus, și îl ofer doamnei director ca să aibă amintire de la dezvelirea acestor băsurile. Iar acest scrisor de donație, deci, este un document simbolic prin care atestăm că astăzi, cu o zi înainte de Mica Unire, cred că este improbabil să spunem Mica Unire, de unirea Principatelor, ca zic așa că nu poate fi mică și mare, a fost unirea Principatelor, cel mai important lucru al secolului al XIX-lea și după aia desăvârșirea Unirii în secolul 20, la 1918. Pentru asta noi am construit aceste pasoreliefuri, începând de la Burevista și până la Ferdinand. Aici nu l-aveți pe Burevista, că Burevista a fost conceput ulterior. Deci nu l-am reușit să-l aducem, dar îl avem pe Decebal, pe Traian, pe Mircea cel Bătrân, pe Vlad Țepeș, pe Ștefan cel Mare, pe Mihai Viteazu, îl avem pe Constantin Brâncoveanu, Avram Beancu, Alexandru Ancuza, Regele Ferdinand și Regina Maria, i-am spus în ordine cronologică. Și ca să fie atmosfera cât mai emoționantă, să zic așa, am venit cu un dac, care, domnul profesor, este aici, domnul profesor Adrian Vădeanu, cel care l-a conceput pe Avram Beancu, am venit cu un dac și cu un oștean de la 1916, din primul război mondial, se vadă și copiii cum apăreau, că noi am vorbit mult despre daci, în istorie se vorbește mult despre daci, dar trebuie să știți, copiii, că dacii erau luați din câmp de acasă pe la plug și hainele lor de lucru, inclusiv instrumentele agricole, constituiau armele lor. Asta este toată problema. Deci nu vă așteptați că era o armată foarte, foarte bine mânzestrată. Asta terminați și dacă o să începem să ne desferim, nu? Și apoi după aia. Da, doamna profesor, am spus și eu cuvinte, sunt Cristina Ștefan, profesor de istorie și aș vrea realmente să vă mulțumesc în numele meu ca profesor de istorie,
pentru contribuția dumneavoastră. Să știți că noi ne-am preocupat de îmbunătățirea bazei materiale școli și din acest punct de vedere, dar foarte greu găsim niște lucruri bine făcute, care să semene cu originalul, da? Și care să se și încadreze în bugetul firav al fiecărei unități școlare. Da? De aceea chiar sunt foarte binevenite aceste efigii. Sunt personaje și personalități despre care copiii au auzit, discutăm despre persoane și personalități la orele de istorie. Istoria este făcută de oameni, dar în fruntea lor trebuie să fie tot timpul cineva. Și i-am rugat și pe copii să spună câteva lucruri despre aceste personalități pe care, ale căror basoreliefuri dumneavoastră ni le-ați oferit cu generozitate astăzi. Și aș vrea să spun, și o să deducem și noi asta, așa învățăm prin descoperire, faptul că din toate personalitățile care sunt aici, cel pe care îl serbăm de fapt astăzi, în onoarea zilei de mâine, da, Alexandru Ioan Cuza, ne-a arătat că nu totul se face prin luptă, că pe timp de pace, cu înțelepciune, cu multă voință, cu viziune, cu curajul de a pune în practică lucruri, poți face lucruri cel puțin la fel de importante decât cu sabia în mână. Și mai bine să avem grijă de pace, să o păstrăm, dar dacă este cazul, să luăm și arma în mână, să sperăm că nu va fi nevoie niciodată. Da? Până la urmă, toți domnitorii, da, toate personalitățile de aici s-au luptat într-un fel sau altul pentru apărarea acestui spațiu nord-dunărean, în afară de Alexandru Ioan Cuza, da? Care însă a făcut lucruri minunate și fără unirea lui, foarte bine a zis, nu există mica unire, fără unirea din 1859, pur și simplu n-ar fi existat statul român, nici mai mare, nici mai mic, nici mijlociu, de niciun fel. Așa, așa, vedeți de nou. Nu-i nimic. Silviu, ocupă-te de rog. Cu sabia, da. Iată, sunt și arme. Hai, dragi mei, după Hristos, printre nenumăratele războaie pe care le-a purtat pentru extinderea Imperiului Roman, s-au numărat și cele două războaie, cu dacii conduși de Decebal, la sfârșitul cărora, victorios, Traian a integrat Dacia în Imperiu, punând astfel bazele sintezii daco-romane, elementul fundamental al etnogenezii românești. Diocasius spunea despre Traianus: Traianus era un om cu totul deosebit, mai ales prin simplitatea moravurilor sale, avea un trup în jos și înfrunta toate greutățile cu atacul cu ceilalți. Iar cu sufletul era la înălțime, deoarece nici nu se lăsa purtat de îndrăzneala tinereții, dar nici împiedica de bătrânețe. Nu invidia și nici nu îndreptățea pe nimeni, ci dimpotrivă îi onora pe toți cei buni și înălța în demnități. De aceea nici nu se temea și nici nu ura pe nimeni. Nu-și pleca urechea la intrigi și nici nu cădea pradă mâniei. Se ferie de a acapara bunurile altora și de a face onor nedrepte. A fost domn al Țării Românești între anii 1386-1418, un abil diplomat, dar și un excelent strateg, reușind să consolideze stratul românesc sud-carpatic,
și să extindă granițele până la Marea Neagră. Titulatura lui Mircea cel Bătrân arată întinsul teritoriu asupra căruia avea autoritate și credința creștină care îl însuflețea. Eu, într-un Hristos Dumnezeu binecredincios și binecinstitor și de Hristos iubitor și autocrat, eu, Mircea, mare voivod și domn din mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste toată țara Ungro-Vlahiei și a părților de peste munți, încă și către părțile Tătărești, Damlașului și Văgărașului Herței și domnitor al Banatului Severinului și pe amul două părțile pe toată Podunavia, încă până la Marea cea Mare și stăpânitor al cetății Dârstolului. Evul Mediu se încheie în spațiul românesc, practic unul din momentele cheie, care, atenție, știți că am vorbit la istorie, nu trebuie să privim ca o idee națională, ci este o idee politică pusă în practică, aceea de a uni țările române sub un singur sceptru, într-un context, repet, favorabil, și lucrul acesta a avut curajul să-l facă Mihai Viteazul. Domna Țării Românești, între anii 1593-1601, hotărât și curajos, a profitat cu înțelepciune de contextul internațional, punând în practică pentru prima dată în istoria spațiului românesc ideea unirii tuturor românilor într-un singur stat. Astfel, în 1600, Mihai Viteazul realizează unirea politică a Țării Românești, Transilvaniei și Moldova. Chiar dacă efemeră, această unire a rămas un punct de reper, un simbol al istoriei românilor și a însuflețit generațiile următoare în luptă pentru a realiza acest obiectiv național. Pentru a trăi o viață pe care ți-a fost dată, ești dator să o meriți atât ca om cât și ca neam în fiecare clip. Mihai Viteazul, la Alba Iulia, 31 octombrie 1599. Deja începuturile modernității, sfârșitul secolului 17, începutul secolului 18, înseamnă pentru țările române două, trei, de fapt, mari personalități. În Țara Românească, Șerban Cantacuzino, cu prima tipăritură în Țara Românească, la 1688, Biblia, Constantin Brâncoveanu, iar în Moldova, chiar dacă pentru o foarte scurtă perioadă, l-avem pe Dimitrie Cantemir, un mare om de cultură, un om al epocii sale, într-adevăr. Să vedem despre Constantin Brâncoveanu, cine ne spune câteva cuvinte, spune de-o. Domnul Țării Românești, de anii 1688-1714, Constantin Brâncoveanu a fost un principe al epocii sale, preocupându-se atât de ridicarea țării în plan economic și cultural, cât și de apărarea existenței statale și a credinței creștine, pentru care s-a sacrificat alături de familia sa. La Istanbul, pe eșafod, în fața călăului, Constantin Brâncoveanu spune fiilor săi: iată, toate avuțile și orice am avut, am pierdut. Să nu ne pierdem în cai sufletele. Stați tare și bărbătește, dragii mei. Să nu băgați seamă de moarte. Priviți la Hristos, Mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi și cu ce moarte de ocară a murit. Credeți tare într-o acesta și nu vă mișcați, nici vă plătiți din credința voastră pentru viața și numele aceasta. Balada lui Constantin Brâncoveanu de Vasile Alexandri scoate în evidență faptul că unul din copii, ce a stat în realitatea, atunci a vrut să renunțe la religia noastră și se treacă în cea musulmană, pentru că era prea tânăr și a zis că vrea să mai trăiască. Și atunci tatăl său i-a spus: am pierdut tot. Să nu ne pierdeți și sufletele. Și asta este ceva extraordinar pentru noi, ca și popor creștin, care știți că dacă un popor își pierde credința, practic dispare. Și atunci este foarte important ca să crezi, nu numai decât în credința ortodoxă, să fii foarte realiști, dar să ai o anumită credință, pentru că asta i-a făcut pe români să fie uniți de-a lungul timpurilor. Și atunci Alexandria așa termină: turcilor, liftă spurcată, te înveți smulge carnea toată, să știți că a unui creștin Brâncoveanu Constantin. Și pentru mine rămâne, cred că, cel mai mare asasinat din istorie asupra unei familii de români. Și probabil că după aia, în secolul 20, e vorba de Romanovi, care au trăit într-adevăr drama cumplită. Dar atunci, asasinat în fața întregii Europe, ca zic așa, în fața ambasadorilor europeni, au vrut să dea un exemplu. În epoca modernă, nevoia românilor din Transilvania de a fi recunoscuți ca națiune, de a avea drepturi politice, de a-și folosi limba maternă în școli și instituții, de a pune capăt inechităților sociale, de a se opune încercărilor Ungariei de a anexa Transilvania, a făcut ca, în 1848-1849, românii să încerce să-și atingă aceste obiective pe calea armelor, iar conducătorul moților ce luptau în Apuseni a fost Avram Iancu. Propus spre decorare de către împăratul austriac Franz Josef,
Avram Iancu a refuzat decorația, spunând: eu, distinția ce mi s-a acordat, pentru care în ceea ce privește persoana mea, îi mulțumesc maestății sale cu toată supunerea. Nu o pot primi atât timp cât acele făgăduieri nu vor fi împlinite și dorințele juste ale națiunii române nu vor fi satisfăcute, fiindcă în caz contrar, făcând abstracție de faptul că eu aș fi considerat ca un bărbat de rea credință de către popor, pe care aș fi ținut numai să-l înșel cu promisiuni goale, dar mi s-ar face imposibilă calea ca să mai realizez ceva în viitor pentru monarhul meu și pentru națiunea mea. Nu m-am luptat pentru cruci și favori, ci pentru eliberarea națiunii mele. Avram Iancu. Lider al Partidei Naționale, convins că viitorul națiunii române stă în unire și modernizare, Alexandru Ioan Cuza rămâne în istorie ca cel care a avut viziunea și tăria de a trece de la idee la faptă. Prin alegerea sa ca domnitor al Moldovei pe 5 ianuarie 1859 și al țării românești în 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza realiza prima unire a principatelor române. În scurta sa domnie, 1859-1866, a reușit însă să realizeze, alături de colaboratorii săi, un amplu program de unificare deplină, politică și instituțională și să pună în aplicare o serie de reforme ce vor transforma fundamental spațiul românesc în plan politic, social și economic. Astfel ca, la sfârșitul domniei sale, vorbim deja de România modernă. Unirea este singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permită a da țării organizarea ce o așteaptă de atât de mult timp. Alexandru Ioan Cuza. Și ce vreau să vă spun, ca o chestie, nu de cancan, dar oricum, ca să schimbăm puțin registră. Da. În general, istoria este marcată de elene. Nu mă refer aici la elenele din plan internațional, la Elena de Troia, ci la Elena Lupescu. Da? Carol al doilea, da? Elena Ceaușescu. Elenele care au venit după Revoluție și nu le mai dau nume. Dar e vorba și de Elena Cuza. Culmea este că Elena Cuza nu l-a influențat pe Alexandru Ioan Cuza, el, ca să zic așa, a crescut sub papucul Mariei. Maria Obrenovici. Așadar că a avut și el slăbiciunea lui și evident că în perioada respectivă, chiar dacă umbla cu o cauă mică, era și atunci corupție și nu putea să, nu avea o direcție națională anticorupție Cuza pe timpul acela. Cert este că a fost înlăturat de la domnie pentru că, de fapt, se împlinise cei 7 ani și atunci monstrua sa coaliție a trebuit să acționeze și au adus un prins străin pe Carol. Pe Carol I, a cărui domnie este cea mai lungă din spațiul românesc, da? Din 1866 până în 1914. Noi am discutat deja asta la oră. Nu a fost o primă opțiune pentru români, dar s-a dovedit a fi o opțiune corectă, da? Pentru că, într-adevăr, domnia lui Carol I aduce cu sine ceva mai mult echilibru politic, da? Și domnia sa pune bazele monarhiei constituționale, cea în care, da, monarhul domnește, dar nu guvernează, adică ne apropiem de un regim democratic. Încă nu vorbim la acest moment de democrație, ci de un regim liberal, dar este un prim pas spre această zonă. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucurilor și durerilor mele, frumoasă țară care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută.